Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem la Gorjul în direct. Alături de mine în studio este domnul Marinică Niculescu, manager general al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule director. Știu că titulatura e de manager, dar permiteți-mi să vă adresez astfel către dumneavoastră. Bine ați venit. Să rămâne, bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Nu știu cât de comodă este poziția dumneavoastră în postura în care vă aflați, aceea de a explica neregulile care sunt la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Și nu neapărat nereguli din punctul de vedere al actului managerial, ci din punct de vedere al lipsei personalului, spre exemplu, al problemelor legate de autospecialele cu care dumneavoastră lucrați. Așadar, să începem cu începutul. Cea mai gravă problemă este lipsa personalului medical și nu doar medical de la Serviciul Județean de Ambulanță. Ați solicitat dumneavoastră 68 de posturi. Deci dacă dumneavoastră solicitați 68 de posturi, înseamnă că problema este cu adevărat foarte gravă. Există un ordin al ministrului, e un normativ pentru toate ambulanțele din România, care prevede la populația, teritoriu, condițiile specifice, să ai un anumit număr de angajați. Vorbim de forța operativă. În forța operativă, ca să știe cei ce ne privesc la ora actuală, înseamnă ambulanțieri, asistenți medici. Deci eu numai pe această formă am cerut, deci nu pe alte, că avem și alte categorii de angajați, e personalul ăsta și muncitori. Da. Dar nu, și nu acolo discutăm. E o lipsă de personal? Acolo nu, ne descurcăm. Relativ ok. Da, ne descurcăm, nu-i problema. Problema care afectează în mod direct serviciile unui asemenea organism sunt cele pe care sunt pe partea operativă, v-am spus, medici, asistenți și ambulanțieri. Ori aici, dacă nu ai numărul necesar, gândiți-vă că lucrăm 24 din 24 de ore, 7 zile din 7 zile. Trebuie să acorzi timpul liber, să respecti legislația muncii. Și cu personal puțin nu mai poți respecta. Sunt oameni, că oamenii nu știu exact cum se desfășoară activitatea. Este destul de complicat și greu. Să presupunem că el se lucrează de regulă în ture de 12 ore. Omul intră la 7 dimineața, este la 7 seara, sau avem și ture care intră la 8 și ies la 20. Problema este următoarea, că la ora 19 ai urgență de București. Acel om de fapt face 24 de ore. Deja ai încălcat codul muncii, pentru că nu-l poți spune să lucreze 24 de ore în continuu. Plus oboseala care o acumulează cu toate ceea ce a făcut până la acea oră. E foarte complicat. Nu poți, dacă e caz de urgență, nu poți aduce nici suplimentar de acasă, pentru că acel om zice, domnule, duceți-l cât mai repede, că acest om crapă. Da. Și nu există competență la nivelul județului Gorj pentru a rezolva pe acel om. Atunci se pune problema. Și tu trebuie să pleci, cum ai fi de obosit în acele condiții? Pentru că durează, și până aduci un alt echipaj de la domiciliu suplimentar, durează o oră, că trebuie să strângi tot asistent, șofer, medic. Și fiecare locuiește în altă zonă. Vă dați seama că tot se duce timp să pierde. Și atunci cel mai operativ și rapid este să plece cel care este în schimb. Doamne, nu vreau să mă gândesc că asta ar putea să însemne sau să ducă la lucruri grave. Oboseala poate fi un factor determinant în salvarea unei vieți, pentru că despre asta vorbim. Fără îndoială. Ce se întâmplă? Ați avut vreodată probleme din acest punct de vedere? Nu am avut, e un caz absolut fericit, sunt oameni extrem de rezistenți și s-au calat pe această meserie și spiritual, că bănuiesc că trebuie să fie o comuniune între tot ceea ce faci și întâmpin la un loc de muncă. Nu am o probleme, dar nu este expus pe viitor să se întâmple și o asemenea. Gândiți-vă că acum vine perioada de iarnă, cu ceață, cu polei, cu zăpadă. Este destul de greu. Cei ce sunt șoferi pot să-și dea seama ce înseamnă să faci un drum de București. Toate, cu excepția Craiovei, unde se deplasează Clinica Superioară pentru județul Gorj, marea majoritate unde merg bolnavii din județul Gorj trimiși de specialiștii de la noi sunt București, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș. Ori la care din aceste ne raportăm, avem aceeași distanță, da, în jur de 300 de kilometri. Este o distanță enormă. Vedeți, sunt județe care sunt apropiate de aceste clinici și nu fac nici kilometri și este ușor. Pentru ai noștri este extrem, extrem de greu. Plus, cum să vă spun eu, aparținătorii care fac scandal uneori motivați, săraci, că le este frică că ruda poate să-i decedeze, da, în orice moment. Și nu sunt alături. Presiunea la care sunt supuși de către toate forțele care contribuie la deplasarea unui pacient într-un centru universitar.
Bun, câți medici ar trebui în mod normal să fie pe tură și dacă se întâmplă ca un medic, doi, să fie deplasați, da, în centrele acestea universitare, ce se întâmplă la Gorj? Cine rămâne? În aceste situații aducem suplimentar, că nu putem lăsa stația fără medic pe tură. Se întâmplă frecvența, aduceți acasă personal suplimentar? De regulă avem 2 sau 3 medici pe tură, gândiți-vă că și la dispeceratul integrat care se află la ei sub Gorj, în clădirea dumnealor, face un medic, plus un medic care e scos total, ăla nu mai poate face nimic decât face coordonare. Ceilalți voi, dacă sunt plecați, și uneori se pot. Ei, noi efectiv S-a întâmplat aseară să fie 2 accidente în același timp, știți, da? Da. Atunci rămâi fără medic. Ce se întâmplă? Da. Ai rămas și atunci solicităm suplimentar de la domiciliu. Dar gândiți-vă că acei oameni au fost ieri de serviciu, sunt și deci extrem. Deci caz concret, nu ipotetic vorbind. Noi discutăm la accidente colective, accidente de circulație, unde trebuie să trimiți acolo, poate... 3-4 ambulanțe. Cum s-a întâmplat destul de frecvent în ultima perioadă, să trimiți poate 10 ambulanțe. Este deci sunteți, că din acest punct de vedere sunteți total depășiți de situație. Fără îndoială. Nu numai județul Gorj, toată România este depășită. Presupun că e o problemă în general. În cazul în care s-ar da un ordin pe plan roșu, practic niciun județ din România nu cred că vă face față. Atunci noi suntem obligați să solicităm zmurdul, elicopter și așa mai departe, plus județele limitrofe, care dirigează spre noi toate ambulanțele care le au libere în momentul acela. Spuneți-mi, domnule director, cum s-a ajuns la această situație? Păi această situație cred că au contribuit mai mulți factori de-a lungul timpului. În primul rând a fost celebra ordonanță dată de guvernul Boc, care a tăiat OTOVA 25% și a blocat tot ce s-a ieșit la pensie, n-ai mai putut angaja pe nimeni. De acolo vin o grămadă, practic eu aș mai fi avut încă 27 de angajați în sistem. Ori din 64 era presiunea mult mai mică. Am pierdut 27 de posturi cu acea ordonanță, nu le-am mai recuperat niciodată. Deci sunt blocate, pur și simplu. Organigrama s-a calat pe acea ordonanță. Că e adevărat că următoarea guvernare a revenit, dar n-a mai revenit și cu numărul de posturi anterior acestei ordonanțe. Probabil că așa ar fi fost. După câte știu eu, cu acea ordonanță la nivel de țară s-au pierdut peste 3.000 de posturi. Este o cifră enormă. Vorbim de serviciu de ambulanță, Dumnezeule, nu vorbim de, nu știu, hai să zic, în educație mai poți suplini unul pe altul, dar vorbim de serviciu de ambulanță. Primii care intervin în absolut orice caz de urgență, Dumnezeule. Și gândiți-vă că uneori poate ajungi la nivel de secunde să conteze pentru viața unui om. De regulă, la infart, statistica spune... rata de salvare este extrem de mică, 3,8%, incredibil de mică. Practic, acolo, dacă n-ajungi într-un termen destul de scurt, nu-l mai poți salva. Limită. Să zici acolo, în 5 minute, cam ar fi... Aproape imposibil. Acum, care sunt aici în oraș, să zicem, și am mașină pe stație, de regulă fac 3-4 minute. Șoferii sunt destul de buni și se descurcă în traficul infernal. Și din Târgu Jiu, nu știu dacă ați observat, în ultima perioadă a ajuns și la noi traficul mai ceva ca în București. Aproape că nu mai locuri să te mai deplasezi. În special dacă nimerești la ore de vor, fi aproape imposibil. Străzile sunt așa cum sunt de atâți ani. Nu știu ce am putea face în situația asta. O altă chestiune care o pot ridica, nu vorbesc despre toată populația, dar o mare parte din cei ce conduc nu se dau la o parte, chiar dacă vine mașina cu sirene, girofarul și așa mai departe. Eu, mie mi s-a întâmplat personal că avem mașina care deservește unitatea din punct de vedere administrativ, dotată cu girofar și cu astea, și am avut accident și m-am deplasat ca să văd ce-i cu echipajul. Accident, salvare cu altă mașină. Ei, pot să vă spun că în mare majoritatea cazurilor nimeni nu vrea să se dea la o parte, deși aceste semnale erau pornite. Am apelat la microfonul interior ca să le spun, faceți loc, ne deplasăm la o urgență extraordinară. De-abia atunci au început să mai facă loc. Da, incredibil. Și vă dați seama, o mașină are în jur de 4 tone. Ca să frânezi eficient, că ei se deplasează cu viteză, este foarte complicat. De aceea se întâmplă, ați văzut, și destule coliziuni între ambulanțe și alte mașini. Pentru că ei merg cu viteză mizând pe faptul că oamenii or să se dea la o parte... Conștientizează când... urgența la care se deplasează. Din nefericire, avem și o parte dintre participanții la trafic care nu fac aceste gesturi. Așa este, din nefericire. Revenind la cele 68 de posturi solicitate de dumneavoastră, domnule Niculescu, spuneți-mi
Care a fost răspunsul celor care le-ați până acum n-am primit niciun răspuns. Noi am de dat cât timp ați trimis? Cred că prin 1 octombrie am făcut această solicitare pe normativul emis de Ministerul Sănătății. Este un ordin 1778 care vine destul de mult, din anii 2006. Acolo este fiecare județ cam ce număr ar avea. Ei, după acel normativ, eu ar trebui să am 30 de medici. La ora actuală n-am decât 15, dintre care unul este director medical, deci practic rămâi cu 14. Dacă mai ai și alți oameni care nu mai pot, că am și oameni cu afecțiuni medicale care nu mai pot face urgență, de fapt rămân cu oameni pe urgență și mai puțini. Pentru că au avut diverse afecțiuni medicale și nu mai pot să profeseze ca medicul. Legea le interzice asta. Legea le, sigur că da, nu noi. Vorbim am că înțeles, mai, pot, da. Mai sunt apți, nu pot să-i dau nici în altă parte, nu îndeplinesc nici condiții de... Și atunci fac coordonare la ISU. La centru. Da. Nu știu, e un timp scurt în care să... E justificat timpul scurt din acest punct de vedere de primirea unui răspuns sau cum etichetați faptul că din noiembrie, nu știu dacă aici din octombrie, da. Până acum este miată aproape de sfârșitul lunii noiembrie. Problema este că eu sunt sceptic. Pe bugetul anului ăsta nu s-ar putea rezolva. Problema este că cei ce guvernează trebuie să știe din anul ăsta ce necesități sunt la anul. Și ei ar trebui să-și facă bugetarea pentru Ministerul Sănătății și serviciile de urgență, că nu sunt numai eu. Probabil că și la spitale au aceeași lipsă de personal sau poate chiar și mai acut. Dar având în vedere că serviciile de urgență aproape sunt, nu că aproape, sunt cu caracter de unicat pe un județ. Suntem singurii care ne ducem la orice pacient absolut gratuit. De salvarea nu te întreabă dacă ai asigurare sau nu ai asigurare medicală. Și e un lucru extraordinar pentru populație. Mai e o mână de ajutor pentru orice. Oricum îi se acordă un minim de îngrijiri. Până când îl duci la UPU și acolo știți că au o scutire pe trei zile, da, nu așa. Este o supapă de respiro și pentru vieții oameni din fiecare județ. Deci dumneavoastră spuneți că, domnule, în condițiile în care ăștia habar n-au ce fac cu bugetul, nu au nimic proiectat pentru 2017, dezastru total din acest punct de vedere, nici nu sunteți foarte încrezători că solicitarea dumneavoastră evident va fi soluționată într-un fel sau altul până la sfârșitul acestui an. Da, nenorocirea este, vedeți dumneavoastră, că bolnavii nu așteaptă. Aoleu, suntem în 2016, nu s-a făcut bugetul pe 2007, să hai că nu ne îmbolnăvim, ne mai așteptăm până în ianuarie, februarie. Adică mi se pare aberație. Aveți să-i faceți reproșuri, spre exemplu, lui Raed Arafat, care este omul conectat la realitatea din teritoriu, omul de legătură dintre dumneavoastră și autorități. Doctorul Arafat este angajatul Ministerului de Interne. Dumnealor a făcut un departament pentru situații de urgență care reglementează activitatea de urgență. Practic, răspunzător de ambulanță este Ministerul Sănătății. Noi ținem total de Ministerul Sănătății. Bugetul, organigrama o face Ministerul Sănătății. Deci dumnealor au responsabilitatea maximă. Doctorul Raed Arafat poate propune anumite măsuri pe urgență, dar nu poate să propună pe organizarea internă, pentru că asta înseamnă emisiune întrebările Ministrului Sănătății, ceea ce nu cred că este corect. Bine, la noi se traduce prin trafic de influență sau nu știu cum, dar o sugestie și asta sau o colaborare ar trebui să existe, pentru că Arafat este cel care cunoaște foarte bine situația da. Din teritoriu și mai ales chestiunile sigur, legate sigur. De activitatea urgențelor dumneavoastră care lucrați pe urgențe cu oamenii care sunt primul contact cu actul medical cu dumneavoastră. V-am spus, acest departament face multe reglementări, are experiența necesară, doctorul Arafat, pe urgență, fără îndoială, dar v-am spus, nu depinde numai de dumnealui, că la anumite chestiuni trebuie să se roage și dumnealui de cei din Ministerul Sănătății. Nu s-a făcut totuși această solicitare puțin cam târziu, domnule director? Păi stați puțin, asta e în anul ăsta. Eu de când sunt director am făcut în fiecare an asemenea solicitări. Deci nu e problema. Deci problema acolo se adâncește cu fiecare pensionare. Evident. La fel și ambulanțe. Ambulanțe nu s-au primit de 2 ani. Deci de 2 ani nu s-a făcut achiziție tot de Ministerul Sănătății. Da. Deci nu s-au făcut achiziții la nivel central. Noi, după câte știți, nu avem competență de a face achiziții de ambulanțe. Ambulanța se face numai de către Ministerul Sănătății centralizat. Dumnealor au caietul de sarcini, fac un contract de regulă pe 4 ani, un contract cadru subsecvent pe fiecare an, câte ambulanțe și după aceea se repartizează fiecărui județ. Cam aceasta este procedura. Dumneavoastră aveți nevoie și de ambulanțe în momentul acesta? Sunt ambulanțe scoase din uz?
în cei doi ani? Am două ambulanțe scoase din uz, care sunt foarte vechi, nu se mai pot folosi, le-am declasificat. În rest, din cele 33 active, practic peste 60% au peste 400.000 de kilometri rulați. Am ambulanțe și cu 800.000 de kilometri rulați. Vă dați seama, o mașină de acest gen, practic trebuie să-i faci o revizie generală. O revizie generală, m-am interesat și eu la specialist, ar însemna costuri enorme, cam 30.000 de euro de mașină ar fi o reparație capitală. Ceea ce nu poți permite la bugetul care l-ai prevăzut. Și atunci noi facem reparații accidentale, adică vă dau un exemplu plastic, s-a rupt o planetară, înlocuim acea planetară. Sigur că cineva zice, domnule, păi mașina asta a făcut 700.000 de kilometri, nu trebuia și stânga. Sigur, nu e afectată, nu pot înlocui. Corect, logic așa ar fi, să înlocuiești pe cea din stânga. Dar n-ai justificarea economică, că trebuie să te încadrezi în lege. Și vine și aia poate plăti și aia peste o lună, poate. Da, exact, vin organele autorizate ale statului, de ce ai luat și asta? Ați înțeles că poate mai rezista. Sunt unele care mai rezistă, sunt altele care crapă la... Trebuie să retragi din... Vi s-ar întâmpla vreodată oameni, angajaților Serviciului Județean de Ambulanță, li s-a întâmplat vreodată să le cedeze mașina în timpul unei intervenții? Da, sigur că am avut mai multe cazuri, nu numai un singur caz. Pur și simplu s-au oprit din mers, dar avem reglementare în acest sens. Dacă e pe teritoriul altui județ, am apelat la județul și au preluat bolnavii și noi am trimis cu platforma pentru că aceste mașini, să ia mașina cu totul, aceste mașini n-ai cum să le repari în drum, pentru că se fac numai în servisuri autorizate. Acest trebuie un soft special de motor. Gândiți-vă că avem numai mașini de marcă, care nu le mai poate repara. Nu mai e cum era pe timpuri să zici că o repari cu un patent și cu o sârmă. Acum s-a terminat cu chestia asta. Trebuie să o retragi la serviciul cu care ai contract, acolo să-i facă o constatare tehnică și după aceea să vezi ce s-a întâmplat cu acea mașină. Avem vreun serviciu autorizat în acest sens în Târgu Jiu? Da, da. Deci pentru nu că... e problemă din acest punct de vedere? Nu, aveți acum la cine suntem apela? În contract cu un serviciu autorizat. Nu, au probleme și au făcut treaba destul de bine. Nu s-a întâmplat nimic deosebit după reparațiile făcute. Dar eu altceva vreau să scot în evidență, pentru că dumnealor mi-aduc piesa de origine, corect o pun. Partea proastă, gândiți-vă că marea majoritate a parcului provine din anii 2007-2008. Sunt 9 ani de când sunt în funcțiune. Aceste mașini merg numai în regim de urgență. Uzura lor este mult mai mare decât la o mașină comercială. Incredibil de mare. Gândiți-vă că mașina comercială trebuie să se încadreze în limitele legale de viteză. În mare majoritate. Mai fac și acolo șoferii excese, mai, dar această mașină poate să meargă numai în regim de urgență și dus și întors. Că e posibil să mergi cu caz de urgență, să întâmple un accident, la întoarcere n-ai mai avea caz de urgență, dar dispecerea te prețează, vino cât mai repede că avem accident în punctul cutare. Și ăla trebuie să pună la fel girofarul și să meargă cu aceeași viteză. Și atunci, gradul de uzură, pentru că ele nu sunt proiectate special pentru sistemul de urgență, aceste mașini, sunt mașini luate din unitățile care le confecționează, mașini comerciale, practic. Considerați, domnule director, că probabil și dumneavoastră aveți inspecțiile tehnice periodice care se fac la autospecialele de la Serviciul Județean de Ambulanță. Sunt cazuri în care acestea nu ar mai trebui lăsate să circule? Nu. Noi care nu îndeplinesc condițiile le retragem și le facem reparațiile cuvenite, deci în trafic nu se trimite niciun fel de mașină care nu corespunde legislației rutiere pentru a circula pe drumurile publice. Nu, asta este exclus, pentru că nimeni nu-și pune o semnătură. Nu o ia șoferul dacă mașina nu corespunde din punct de vedere tehnic. Ei își asumă toată responsabilitatea. Sigur că da. Am serviciu tehnic, ei își pun, dau mașinile verificate, dar sunt acele defecțiuni care nu le poți prevedea, care apar datorită uzurii. Se oprește blocul motor dintr-o oarecare, cedează, dintr-o chestiune pe care n-ai cum să o vezi. Da, dar în ceea ce privește siguranța pe drumurile publice nu s-a pus niciodată. Nu se pune problema. Adică e vorba de direcție, iluminare, frânare, sistem, astea sunt totdeauna puse la punct. Pentru că primii care pleacă spre casă sunt angajații mei. Deci s-ar periclita viața angajaților în primul rând, după aceea să ajunge la pacient. Ce șanse sunt să primiți noi autospeciale? Nu știu, că v-am spus... În momentul ăsta egale cu zero, din punctul nostru de vedere. Doi ani de zile nu s-a făcut niciun contract. Acum am înțeles la minister că sunt în proceduri. Procedurile de achiziție știu că durează destul de mult.
cam în principiu de când se pornește, dacă nu sunt cumva și atacate că n-au fost conforme, se duc undeva la 6 luni de zile. Deci dacă au început acum, să zicem pe la jumătatea anului, să înceapă să facă contractul. Dar după aceea mai durează o jumătate de an până echipează mașinile pentru ambulanță, că ele se iau mașinile goale, nu au nimic prevăzut salonul pentru bolnavi. Ori se echipează la o firmă specializată din România, cu aparatură, cu targă și așa mai departe. Cam un an. Dacă cam se începe un an acum. De aici înainte, da. Deci da. Dacă se așa, se aprecia acum, eu. Mai e mult până departe. Anul în care dumneavoastră probabil că veți trage de parcul care îl avem. Veți trage dacă vă mai ține. Facem. La 1 milion de kilometri, cât de eroină să fie o auto specială evident. În acest regim încât să vă mai ajute și al treilea an? Da. Din culmea este că au fost niște colegi ai noastre și le-au și filmat și au rămas impresionați de modul cum le ținem, arată aproape ca noi prin acest sistem de reparații și așa. Deci noi le-am adus în standard permanent. Dar sunt uzurile normale. Este o piesă care freacă pe cealaltă, n-ai cum să o vezi. Deci asta nici specialiștii n-o până, nu cedează, pur și simplu n-o vezi. Am avut surpriza că am avut și piese noi, originale, care au cedat după câțiva kilometri. Au avut vicii de fabricație. Deci se poate întâmpla și o chestie de asta. Am avut mașini generație mai nouă care au cedat înaintea celor vechi. Asta denotă că, din punct de vedere al calității fabricantului, au fost făcute mai bine cele din anii 2008-2009 față de mașinile care ne s-au trimis ulterior. Da, interesant asta. E o chestiune, cred că, generală la autoturisme. Alea mai vechi întotdeauna sunt mai da, fiabile exact. În comparație nu știu, cu știți, cele... Cei de la Smurt le-au achiziționat mult în urma noastră și au avut probleme cu ele pe aceeași marcă de mașină. Cât de mult vă ajută faptul că avem și un serviciu Smurt? Sigur că dacă au mai venit 3 mașini în plus la Smurt și ne ajută, ne completează activitatea noastră. Acolo, v-am spus, accidentele de circulație trimite cu prioritate. Și redirijăm oriunde s-ar afla în județul Gorj. Și pe da, dar ei nu au medic. N-au, se duce medicul de la mine. Se duce medicul de la ambulanță, pe da. Smurt. Bine, că pleacă și echipajul dumneavoastră, știu că și descarcerea pleacă da. Toți odată, că asta a fost contextul în care s-a făcut acest dispecerat integrat, ca toate organismele care contribuie la urgență să se ducă toți odată, ca să nu mai fie impedimente. Aoleu, domnule, se duce ambulanța și constați acolo că trebuie descarcerat, nu poți să extragi bolnavul. Da. Pacient. Da. Și dacă nu-i descarcerea victima, ce faci? Da. Iar la fel la incendiu, poți să ai victime. Dar dacă nu vine să stingă, degeaba. Ai noștri da. Nu pot pătrunde. Spuneați dumneavoastră despre faptul că sunt puțini cei care înțeleg activitatea dumneavoastră. Recent v-ați confruntat cu câteva acuzații aduse la adresa colegilor noastre care ar fi întârziat la locul evenimentului. Da, am ați vizionat verificat și, cazul? Ați, am verificat și cazul. Din punct de vedere tehnic, nu a fost niciun fel de întârziere, pentru că, să știe populația, toate ambulanțele sunt dotate cu GPS. Dispecerul știe în orice moment unde se află fiecare mijloc și cu ce viteză se deplasează. Deci pe ecran rulează și viteza, unde este în fiecare moment. Acea ambulanță care s-a petrecut acum câteva zile în centrul orașului a ajuns de la noi din sediu, gândiți-vă că noi suntem plasați la Spitalul 700. Da. Așa, a făcut 4 minute în traficul infernal din Târgu Jiu. Spune că au jumătate de oră. Erau care țipau că de o jumătate de oră sunăm. Dar filmul, dacă îl vizualizați, are 7 minute. Ori ambulanța ajunge sub 7 minute, pentru că a extras bolnavul de acolo, l-a pus în ambulanță, i-au dat și șoc și l-au scos, după aia l-au dus. Pentru că ambulanța nu poate pleca cu el ca cu un lemn. Cei care vin trebuie să stabilizeze bolnavul. Fără bolnav stabilizat nu poți să-l duci în unitatea spitalicească. Așa e, puțin știu lucrul acesta. Nu se ia efectiv, se nu știu dacă bagă în niște ambulanță, se trimite acasă. Uite, domnule, spitalul e la 50 de metri. N-are ce să facă, n-are cine interveni. Nu există, spitalele n-au mașină de urgență, n-au urgentiști cu excepția celor de la UCU sau CPU-uri. Ceilalți medici sunt specialiști fiecare pe domeniul lui. Nu poți să... Hai, domnule, vino și ia bolnavul, bagă-l în spital. Deci e o procedură și niște răspunderi legale. Deci dumneavoastră spuneți că nici de cum nu a fost acea jumătate de oră invocată de... niște cetățeni, nu știu, nu-mi dau seama. Acum nu trebuie să-i acuzați de rea intenție, domnule director. Nu. Poate că oamenii, timpul nostru de așteptare în moment
într-un astfel de moment cumva se prelungește mult mai mult de cum secundele este timpul se pare real. Că sunt ore și orele exact. Ani. Exact. Eu sunt de acord când vezi, mai ales, acolo n-a fost cazul că domnul care a fost preluat a avut un infarct. Dar gândiți-vă, să fie o persoană care s-a lovit și are hemoragie și curge sânge în continuu, într-adevăr, ți se zbulește părul pe cap și până vine ambulanța, chiar dacă face 3 minute. E acum, foarte populația mult. Trebuie să înțeleagă că nu ne putem teleporta. Ar fi cea mai bună soluție dacă ai putea. Nu se poate. Circulăm în condițiile traficului actual și noi. Deci oamenii fac toate eforturile posibile să ajungă cât mai rapid posibil. Gândiți-vă că v-am spus, aceste mașini au în jur de 4 tone. Am cazuri frecvente când se deplasează în regim de 150-160 de km la oră pe aceste străzi. Puteți să apreciați la ce riscuri să-i spun da. Prima dată angajații ca să ajungă. Deci ei sunt dedicați, fac toate eforturile pentru a ajunge cât mai rapid la cazul. Spuneați dumneavoastră că toată activitatea lor este monitorizată. Știți, în fiecare moment, fiecare ambulanță, către exact. Ce punct se îndreaptă, cu ce viteză circulă și așa mai departe. Vi s-a întâmplat vreodată să constatați, nu știu, nu dezinteres, o, așa să meargă lent o, către un caz, să-i sancționați, să le atrageți atenția? Nu, că de regulă ei vor să facă excese, să vor să comporte ca Niki Lauda. Dar sunt și ambulanțele care fac ambulanțele tip A, care nu trebuie să deplaseze în regim de urgență. Acelea sunt pentru externări, pentru transport pacienți, sau transport nu știu cum pacienți da. Care nu pot să fie deplasați cu alte mijloace. Da, și acelea pot să meargă și cu viteza legală, nu-i caz de urgență. Noi vorbim de echipajele de urgență, de urgență. B-urile și C-urile, numai despre acele mașini, că acelea trebuie să se deplaseze. Ele sunt și trimise la cazuri de urgență. Vorbeați noastră, de fapt, la începutul emisiunii, atunci când se punea problema angajării în sistem 68 de posturi și spuneați că nu sunteți foarte optimiști din acest punct de vedere, dat fiind faptul că, iată, suntem la sfârșitul lui noiembrie aproape și noi nu avem un buget conturat pentru anul 2017. Ce înseamnă asta pentru Serviciul Județean de Ambulanță Gorj? Faptul că dumneavoastră pe 2017 nu știți câți bani veți primi, nu știți cum să vă creionați activitatea pe, din punct de vedere financiar pe anul următor? Fără îndoială, nu pot să fac niciun plan la ora actuală, neștiind ce se va proiecta. Mergem pe o aproximare că zicem că ni se va da măcar bugetul de anul ăsta. Deci, ca să poți să fii funcțional, atât. Dar, în realitate, dacă îl diminuează sau dacă ne dă... Noi am făcut solicitare de buget cam cât ne-ar trebui. Da? Deocamdată de cât ați avea dumneavoastră nevoie? Păi, am făcut față de bugetul de în acest an, am zis așa să mărim măcar cu previziunea care ar crește prețurile la anumite servicii, la carburant, combustibil și așa mai departe. Pentru că nu ai cum să faci o altă previziune. Gândiți-vă, cea mai mare cheltuială la Serviciul Județean de Ambulanță, cu excepția salariilor, este pentru carburant. Noi acolo plătim cei mai mulți bani. Lună de lună plătim aproape 1 miliard de lei vechi la parcul auto existent în județul Gorj. E o cheltuială destul de mare. Foarte mare. Celelalte sunt cu reparațiile. Avem și acolo, dar nu este atât de mare efectul. Acolo să zicem că avem undeva în jur de 200.000 de euro. Oricum este ușor. Deci mi-ar trebui, am solicitat și acolo bani mai mulți, pentru că uzura se accentuează. Fac mai mulți da. Kilometri și atunci mă aștept... Intervențiile sunt mai frecvente și poate exact, mai mari. Exact, și costurile mai mari da. Să crească. Deci am solicitat ca să avem un buget corespunzător pentru a întreține la nivelul care trebuie și parcul auto și celelalte sisteme. Vă gândiți că mie îmi trebuie și aparatura care trebuie să fie funcțională permanent, îmi trebuie și oxigen să am permanent pe mașini. Sunt mai multe chestiuni care contribuie. Ați întâmpinat până în acest moment probleme din acest punct de vedere, gen să nu vă fie asigurat oxigenul sau aparatura să se defecteze și să nu fie ea reparată la timp nu, din lipsă nu, de nu fonduri? Sau... Că eu mi-am luat și măsuri de prevedere în ce sens avem și niște rezerve, că dacă se întâmplă ceva pe un sistem, lucrez cu aceste rezerve de prima dată. Nu stăm la limita minimă ca să noi, Doamne ferește, de în caz de urgență, dacă întâmplă. N-ai oxigen, ce faci? N-are cine să-ți dea. Pentru că tuburile de oxigen sunt făcute specializat să se caleze la ambulanță ca să poți să pui mască. Nu poți să aduc orice tub de oxigen. Dacă n-are, pentru că nu există acorduri pentru altele, decât cele care sunt date în dotare. Adaptate. Și adaptate, da. Au niște adaptori speciali.
pentru chestia asta și nu. Deci noi ne-am luat măsurile de... N-am avut niciun fel de problemă. Deci până în prezent n-a fost cazul ca să nu existe, nu mai poate, o neglijență umană uneori. Pentru că ei la intrarea în schimb trebuie să preia ambulanța cu necesarul de materiale sanitare, medicamente, oxigen, carburant, lubrifiant și tot ceea ce trebuie la mașină. Normal, după ordine, trebuie să vină toți care intră echipajul cu un sfert de oră înainte. Asta presupune, să verifice. Dom'le, am strictul de medicamente necesare, pentru că dacă te duci pe când n-ai medicament, n-ai cu ce interveni. Am tot ceea ce înseamnă fașe și așa mai departe. Deci ei, dacă n-au în ambulanță tot ceea ce trebuie, nu pot interveni la casă. Deci aici nu se întâmplă, cum e în spital, că acolo zici, du-te la farmacie, de jur și cumpără ceva. Ei n-au unde să trimite. Ei trebuie să aibă totul pe mașină pentru a interveni la orice fel de caz. Că asta este și normalitatea. Deci, planul pentru anul viitor, e târziu momentul în care ne aflăm să vă faceți planul de viitor sau e prea devreme să ne gândim la asta? Nu, că noi planurile le avem. Problema este că depinde... Bine, dar nu știți ce buget vi se alocă. Exact. Și în momentul în care ne vom adapta la acel buget, fără îndoială. Nu se pune problema. Din informațiile pe care le aveți, anul 2017, pentru anul 2017, banii vor fi mai mulți, mai puțin, la fel cum... Nu știu ce să vă spun. În principiu, mizez că cel puțin ca anul ăsta să fie, cel puțin. Nu cred că dacă ne dau mai puțin, nu ne putem desfășura activitatea. Ei știu asta. Fără îndoială. Nu cred că și-ar permite să pună în pericol activitatea de urgență. Nici eu nu cred. Pentru că ar fi în mod evident o nebunie și o... mă rog, cred că ar fi de condamnat. Este exclus ca să nu pună la dispoziție. Planul de achiziții, nu știți care e, absolut nimic. Da, v-am spus. Ce presupune planul de achiziții pentru 2017? V-am spus, cea mai mare achiziție la carburant se face centralizat de către minister, ne-a luat. Noi cea mai mare achiziție care o facem e pe reparațiile auto. Da, poate acum achizițiile, începând cu anul următor, se fac numai pe SEAP. Deci nu mai poți face nicio achiziție direct. Totul e pe SEAP. Da, mă rog, eu am... un oareși ce cu achiziția pe SEAP. Da, observat gestul dumneavoastră, da. În ce sens? Nu că nu este ok și că nu ar fi trebuit să existe transparență. Partea proastă... Teoretic, el e corect. E corect, dintr-un anumit punct de vedere. Gândiți-vă că aceste ambulanțe merg numai în regim de urgență. Eu trebuie să iau piese de cea mai bună calitate, anvelope de cea mai bună calitate. Ori pe SEA, ei spun, domnule, tehnic, această anvelopă are aceleași caracteristici ca una premium. Dar, de fapt, poți să faci 100 de metri și să-ți facă explozie. Vi s-a întâmplat așa ceva? Deocamdată nu, că am făcut achiziții ok până acum, dar de la anul va fi foarte greu, pentru că n-am avut, cum să vă spun, sume foarte mari ca să le ridic pe SEAP la achiziții. Că dacă ai 30 de mașini, sunt 100 de cauciucuri, 100 și ceva, care nu se duc toate odată. Și am făcut achiziții și directe, s-a putut face și am cerut celui care ne-a adus să ne aducă o calitate bună. Dar de acum nu mai poți, acum dacă trebuie să iei și unui prețul cel mai mic, asta e legislația, tu cu ăla trebuie să achiziționezi. Considerați că în cazul acestei legi ar trebui să se facă o excepție pentru serviciile de urgență? Da, eu le-am propus, că am avut o întâlnire cu cei de la apartamentul pentru situații de urgență și exact pe chestia asta zic, domnule, dacă e serviciu de urgență, nu mă tratați ca pe orice SRL, n-am nicio problemă, dar aici zic eu nu pot să fac orice achiziție, ar trebui legea să facă o excepție. Mă rog, chiar dacă ar face achizițiile integral doar ministerul, ca să zic că, domnule, noi suntem cei mai corecți și voi nu sunteți în corect, dar să-mi dai ceea ce-mi trebuie pentru a preîntâmpina orice defecțiune în acest sistem. Pentru că știți foarte bine, aveți, cred că toată lumea are mașină. Când și-a luat o anvelopă de proastă calitate, a văzut ce se întâmplă cu ea. Dar aici v-am spus... Cel mai mare pericol, da. Populația și ceilalți trebuie să meargă în limitele legale. Nu, dar și în limitele legale se poate întâmpla, pentru că și atunci. Cazuri concrete, nu e vorba de exact. Dar apoi, situații ipotetice. Când te deplasezi în regim de maximă viteză cu care poate să meargă mașina, e foarte complicat. Ce au zis? Care răspuns la ceea ce a spus? În situație, o să ne gândim, nu s-au gândit până acum la o asemenea chestiune. Nu s-au gândit la multe, nu-i problematică. Da. Este și foarte complicat că cineva trebuie să vină cu o inițiativă legislativă, să o caleze, să o bage, dar eu am zis, domnule, cum fac țările din vestul Europei, țările civilizate, că ei cred că au o legislație în domeniul ăsta. Eu cred că ei nu mai inventează gaura la macaroană. Eu nu știu foarte exact, dar oricum au ambulanțe de cea mai bună calitate.
Măcar aici să investim. Eu aș merge pe principiu, când fac caietul de sarcini, ca cel care îmi vinde să nu vândă din stocul de mașini comerciale, ci să creeze o mașină specială pentru urgență, fabricantul. Adică care să reziste, să aibă alți parametri. De ce? Calitatea lor este acum îndoielnică? Nu că este îndoielnică, nu corespunde. Vedeți, asta e o mașină care e făcută pentru, e setată să transporte marfă. Aia duce 2 tone sau 3,5 tone, nu știu cât au ele până la ce, așa. Eu n-am nevoie de setare pentru că eu duc bolnav, bolnavul trebuie să ruleze cât mai fin, uneori în funcție de ceea ce spune șeful de echipaj, șoferul poate merge mai repede sau chiar mai încet decât viteza legală, în funcție de starea pacientului. Prioritar și prin plan e pacientul. Deci într-o anumită stare un pacient nu poate suporta o anumită viteză de deplasare. Da, și rigiditatea mașinii. Rigiditatea mașinii. Da. Păi cred că în toate cazurile rigiditatea mașinii trebuie să fie una scăzută pentru că nu e mașină sport. Ar trebui să fie foarte elastice. Foarte elastice. Da. Și atunci, în condițiile astea, ar trebui să fac un caiet de sarcini special. Cel ce și-a angajamentul să livreze flota de ambulanțe ar trebui foarte bine să știe ce fac. Nu s-a mai din fabrică. Luat asta în calcul până acum? În principiu nu. S-a făcut stasul. Da, exact. Păi, acum nu știu, pentru că v-am spus că ai trebuit să se facă la nivelul Ministerului Sănătății. Acum, din ceea ce știm noi, dotările sunt mult mai scumpe decât autoturismul în sine. În principiu așa cred. Așa cred și eu, pentru că asta vă spun din ceea ce știu, pentru că nu știu prețul de achiziție. O mașină comercială, să zicem, ea sunt gen microbus, să zicem, care sunt ambalate, da, costă undeva la 20.000 de euro. Cam pacia, să zicem, nu știu, plus minus ceva, da, depinde. Ei, mașinile noastre care vin dotate cu aparatura medicală și targă și ceea ce trebuie pe o mașină, vin în jur de 100.000 de euro. Minunat. Vă dați seama, cam 80.000 de euro să duc. Pe alte costuri. Ne spuneați cam cât costă o targă. Da, cărțile pentru care alea foarte greu să le achiziționez, e de la 350 de milioane vechi în sus, deci 35 de mii lei. 35 de mii de lei o targă. Depinde de pe ce mașină este pusă și cât de complexă este. Că sunt unele pe a... Ce poate avea o targă de să coste 350 de milioane? Nu știu, vă întreb și are niște caracteristici că trebuie să fie destul de rezistentă, să aibă bine, o toleranță la uzurie. Ați văzut, ea are un sistem de ridicare și de coborâre, de blocare în sistem pentru bolnav, pentru că bolnavul prins în chingi, că la o frână violentă, că este totuși trafic rutier, bolnavul să nu sare să-l omor tu pe targă. Înțelegeți? Da, 350 de milioane. Da, așa sunt. Deci cât un autoturism nou, cât un Logan, vorba exact. Aia, știți? Așa sunt costurile, sunt foarte scumpe, foarte scumpe. În general, sunt produse în România, evident. Nu, nu. Nici n-am auzit să avem fabrică de tărzi. Toate vin de afară, sunt import. Noi nu ne pricepem la nimic. Da, nu, din nefericire. Știți, că noi chiar nu ne pricepe lucrurile astea, da. Sunt de cumpărat din afară. Noi da. Nu putem produce targă de 350. Nici nu știu dacă am putea să facem targă de 350 de milioane. Noi dacă am face mai ieftină, poate. Nu știu dacă ați văzut, aparatura medicală de regulă este mult mai scumpă decât aparatura de același gen, da, să zicem, comercială. Luați orice aparat că este, mă rog, acum, din punct de vedere tehnic, este ca orice monitor, ca orice... Ei, pentru sistemul de medicină costă enorm. Fabricantul face cu costuri, cred că, de 4-5 ori mai mari decât dacă același aparat s-ar găsi în comerț. Ce garanție au, spre exemplu, tărgile astea? Că eu mă tot leg de tărgi. N-a dat nimeni o garanție anume. Adică dacă dumneavoastră achiziționați o astfel de targă pentru o auto specială și vi se defectează la o lună, două, că se poate defecta dacă spuneți că sistemul este unul complex de ridicare, coborâre, nu, așa. În principiu le-au făcut destul. Sunt tărgi care rezistă pe mașini de când sunt puse în funcțiune. Dar sunt și care s-au dus. Acum depinde și de frecvența și pe cine ai transportat cu ele. Că dacă ai avut mai multe persoane supraponderale, vă dați seama, cedează. Că ele sunt făcute din materiale speciale să fie ușor pentru echipaj să le ia. Că prima dată ușoare, trebuie da. Să te duci, da, te duci tu cu targa goală către pacient. Ori dacă aia are 100 de kilograme, n-o mai omor pe ăștia, da, până la caz. Pentru că am avut cazuri când nu s-a putut pătrunde cu ambulanța până la 2 km. A fost imposibil. L-au transportat pe targă echipajul 2 km, un bolnav. Mamă, da. Deci au fost și cazuri de genul ăsta.
Este clar că, vă dați seama, mergi pe jos cu un kilogram de ceva în mână, să mergi 2 kilometri și zici că dar gândiți-vă să mergi cu un bolnav, un bolnav care practic mai mult pe brațe îl transportă în situația asta, pentru că nu este o cale de rulare să meargă pe roțile ei. Da. Cât de, da, evident că dacă ar putea merge okay pe roți, ar putea intra și ambulanța. E o chestiune de logică, da, nu exact se pune problema. Cât de frecvente sunt cazurile la care dumneavoastră sunteți chemați și se dovedesc a fi false sau, mă rog, neîntemeiate? În ultima perioadă n-am mai întâlnit această situație, pentru că prin sistemul 112 pot depista mult mai ușor pe cei care dau apeluri false și pedepsești și le e frică să mai dea. Dar înainte erau cazuri frecvente, te duceai la, îți dădeau un caz, să zici, la distanță mare și acolo nu era nimeni. Deci au fost. Dar ce înseamnă înainte și recent? Înainte de introducerea prin 112, când eram, noi nu aveam posibilitatea să verificăm persoana. Îi luai datele, dar el putea să te mintă. N-ai sistem de monitorizare al numărului de telefon. Deci, nu? Ei, ori acolo STS-ul poate înregistra, știe după ce cartelă se dă, unde este locat, cine e. Bine, că și acum poți să iei cartele nenominalizate, dar oricum îl pot depista. Te pot localiza mult mai repede de exact cum se întâmplă. Ambulanțele n-au acest sistem. Deci s-a diminuat aproape de zero acest fenomen. Da, mai se dau, dar cazuri extrem de rare, extrem de rare, când se mai dau niște apeluri false. Că îi mai pot păcăli și pe cei de la 112. Inconștiență, dar da, trecând mai departe. Știu, domnule director, că uite, dumneavoastră tot vorbiți despre tot felul de găselnițe, inclusiv ale guvernului, ale ministerului, de a diminua efectul acesta infracțional. Nu știu, se fură, nu se fură. Știu că și dumneavoastră la un moment dat veniserăți cu o idee de a implementa un sistem de monitorizare a combustibilului cu care sunt alimentate autospecialele și a demonstrat eficiența? Da. În anul care îl parcurgem, am introdus un sistem de monitorizare prin GPS. Da. GPS-urile nu sunt autorizate prin legea românească, dar îmi indică cu certitudine cine ia carburant într-o perioadă scurtă. De exemplu, dacă vrei să iei 20 de litri, GPS-ul indică pe ce mașină și imediat pot să cad. Ei, problema că de când am introdus aceste sisteme electronice, am numai economie de carburant, nu mai am niciun ambulanțier care să-mi facă depășire în acest an și, spre surpriza mea plăcută, în jur de 2 tone, 2 tone și ceva la total park pe fiecare lună, se face economie. Ceea ce înseamnă 2.000-3.000 de euro economie, o sumă destul de frumoasă. Ce au zis colegii dumneavoastră? Ei, nu au primit cu prea mare plăcere când au făcut tot felul de opoziții, că exact eu asta, domnule, că nu e legal, zic, da, domnule, știu că nu e legal, dar eu văd acolo unde se scurge și o să iau măsurile corespunzătoare față de persoanele care nu vrea să se încadreze în consumurile corecte. Zic, în mod normal, că toți mă întreabă ce consum are putere, zic, n-ar trebui să vă intereseze consumul, pentru că ei au obligația la intrarea în schimb să facă plinul mașinii. Atât. Mașina s-o lase cu plinul făcut. Că cel ce intră după el și e caz de urgență, să nu mai stea să piardă, evident, cu bolnavul timp în PECO. Deci mașina, dacă e, practic cu rezervorul plin, poate să ducă în orice colț al României. Că practic sistemul de urgență e implementat pentru România. Per total, într-un an, ce economie la finalul păi anului? Păi da, gândiți-vă, deci dacă facem așa, să facem o medie... 3.000 de euro, 12 luni, da? 22 de tone, 24 de tone, cam pacii ar fi. Foarte tare, da, foarte tare. Dar cine, din banii cui ați suportat, dacă spuneți din bugetul că propriu. Din bugetul propriu. Da. Nu vi se poate imputa această sumă în situația în care s-ar face un control, pentru că o să zic că e, o să se găsească vreunul să zic că e nejustificată. Păi da, acum să vă spun undeva cât plătim. Să zic că plătesc în jur de 2.000 de euro pe an acest abonament și câștig 24.000. Da, dacă este să vadă care este câștigul obținut, sigur, cum se justifică, da, investiția dumneavoastră, dar mai știți cum nu ați primit nicio reclamație din acest punct de vedere? Deocamdată nu. Nu vi s-au făcut reclamații la minister? La minister nu, dar mi s-au făcut când a fost Curtea de Conturi în control. Mi s-a făcut la parchetul local, parchetul județean, la poliția... Știți cine a făcut aceste sesizări? Da, știu. Nu sunt anonim de la... Nu. Are o perioadă să țin anonim, dar afli în timp. Sigur că da.
Constatăm de altfel că totuși atmosfera s-a mai detensionat la Serviciul Județean de Ambulanță. A fost o perioadă foarte tulbură la un moment dat. Lucrurile s-au mai așezat în această ultim an, un an și jumătate, în comparație de ce era până în acest moment. Ați reușit să-i liniștiți pe toți pe acolo? Oamenii au văzut că eu am făcut tot în favoarea angajaților și a unității. Practic, pot să mă bucur că avem, și să știe și telespectatorii din Gorj, unul dintre cele mai bune servicii de ambulanță din România. M-am bucurat, nu așa, m-am umplut de mândrie personală chestia aceasta. În urmă cu vreo 3 luni a fost o echipă care se ocupă cu rechiziționarea în caz de război. Și unul din echipa respectivă îmi zice, domnule, cred că aveți cel mai frumos sediu de ambulanță din România. N-am știut, că nu cunosc, că nu mă duc la alții să văd ce au. Da. Și zice, și cel mai funcțional. Eu am căutat ca să ne încadrăm și să facem ceea ce este bun pentru un județ. V-am spus, fiind cu caracter de unicat, este păcat să nu ai o unitate care să corespundă tuturor standardelor. Acest sistem de monitorizare, suntem la final, dar trebuie să vă întreb, dumneavoastră l-ați găsit sau ați aflat de la alți colegi din țară care au implementat acelea sisteme? Nu l-am găsit, m-am interesat că un manager tocmai asta trebuie să urmărească tot parametrii. Și pot să zic prin ce aș putea să scad anumite cheltuieli. Și atunci m-am gândit la chestiunea asta, am discutat cu cei de la Tehnic, fără îndoială, am birou de oameni care se ocupă cu tehnicul, să putem, cum putem să diminuăm, că orice cheltuială diminuată îmi creează un plus în buget și pot face altceva cu acei bani. Mulțumesc mult de tot, domnule director, vă mai aștept și cu altă ocazie. Ne bucurăm că așa, cu lipsa aceasta de personal, cu problemele pe care le aveți legate de autospeciale, ne putem baza pe Serviciul Județean de Ambulanță. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem și ne reauzim luni. Până atunci, toate cele bune.